În binecunoscuta predică de pe munte, pe care o citim în Matei capitolele 5 până la 7, Isus a încheiat cu cuvintele acestea. Matei 7, versetul 14. Poarta care duce la viață este strâmtă Și calea ce duce la viață, este îngustă. O poartă este ceva prin care intri la un moment dat. Iar calea este ceva care trebuie să umblăm de-a lungul vieții. Dar la sfârșitul drumului este destinația noastră. Și după cum am văzut în studiul trecut, Dumnezeu ne-a predestinat nu să mergem în cer, ci să fim ca Isus Hristos. Predestinarea înseamnă o destinație determinată dinainte. Este ca atunci când intri într-un tren. Biletul îți arată destinația. E un avion, ai destinația scrisă pe bilet. Trenul sau avionul pot să facă opriri pe drum, chiar în unele locuri interesante de-a lungul drumului, dar totuși nu te cobori, pentru că tu ai o destinație unde vrei să ajungi. Oricine se urcă într-un tren sau avion este foarte nerăbdător să ajungă la destinație cât mai repede. Vedem asta în nerăbdarea pasagerilor atunci când un tren sau un avion are întârziere. De ce? Pentru că toți vor să ajungă la destinație cât de repede posibil. Și dacă toți și-ar permite să călătorească cu avionul, ar face-o. Pentru că astfel ajung la destinație mai repede. Dar am văzut că, printre creștini, rar găsești o persoană nerăbdătoare să ajungă la destinația de a deveni cât mai repede ca Hristos. Asta probabil indică faptul că ei nu știu ce destinație au. Ceea ce este adevărat în dreptul multor creștini. Dacă întreb creștinii, majoritatea dintre ei, probabil 99%, îți vor spune că destinația lor este Raiul. Și totuși, nu există un singur verset în toată Scriptura care să indice lucrul acesta. Destinația determinată de Dumnezeu este asemănarea cu Hristos. Raiul se dă pe deasupra acestui lucru. Nu este un loc geografic în care Dumnezeu ar fi interesat să ne ducă, ci un caracter transformat. La aceasta dorește El să ne ducă. Și dacă n-am văzut aceasta, n-am văzut ținta vieții creștine. N-am văzut scopul, scopul de plin pentru care Hristos a venit pe pământ. El n-a venit, așa cum cred mulți creștini, să ne salveze de iad și să ne ducă în rai, după cum predică mulți predicatori. El a venit să ne salveze de păcat. Toată natura adamică înseamnă păcat. El a venit să ne sfințească. Adică să ne facă ca pe sine. Am văzut aceasta într-un studiu anterior, în prima promisiune a Noului Testament. Numele lui va fi Isus, pentru că el va mântui poporul lui nu de iad, nu de boli, nu de sărăcie, ci de păcatele sale. Când Evanghelia este mutată de la prima promisiune din Matei 1 21, înspre ceva care arată bine, cum ar fi salvarea de iad, vindecarea de boli, scoaterea din sărăcie, salvarea de analfabetism, poate, salvarea de a fi neștiutor. Dar Isus a venit să ne salveze de păcat și ca să ne facă ca pe sine însuși. Să vedem aceasta ca destinația noastră. Punctul nostru de plecare a fost împăcat. Apoi venim la Hristos și intrăm prin poarta îngustă care înseamnă a fi născut din nou, a deveni o persoană nouă în Hristos. Nu poți să ajungi pe cale dacă nu intri pe poartă. Isus a spus că El este ușa. În Ioan, capitolul 10, spune: Dacă cineva nu intră pe ușă, ci sare pe altă parte, înăuntru, este un hoț. În Ioan, capitolul 10, versetul 9, spune: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Dar dacă cineva încearcă o altă cale fără să intre pe ușă, va fi descalificat. Nu poți intra la un maraton de undeva de pe drum. Trebuie să începi la linia de start. Dacă vrei, poți să alergi alături de cei care participă la maraton, dar când vei ajunge la final, vei fi descalificat, pentru că n-ai alergat de la linia de start. Viața creștină are și ea o linie de start, la fel ca orice cursă de alergare. Viața este o alergare, cum scrie în Evrei, capitolul 12, versetul 1 și 2. Și acest punct de start nu înseamnă a fi născut într-o familie creștină, nici a fi botezat în apă, ci este nașterea din nou. Așa cum a spus Isus lui Nicodim, care era un cărturar. Chiar și un cărturar are nevoie de nașterea din nou. Dacă nu te naști din nou, nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu, a spus Isus lui Nicodim în Ioan, capitolul 3. Deci, vedem că nașterea din nou este a deveni o fătură nouă, unde Hristos taie din acel copac adamic și ne altoiește în sine însuși. Aceasta este nașterea din nou, să fim altoiți în Hristos. Putem descrie aceasta ca și intrarea pe ușă. Apoi este un drum lung care ne duce la destinația finală, de a deveni în totalitate ca Hristos. Acea cale lungă și îngustă se numește calea sfințirii, de a deveni tot mai mult ca Hristos, de a fi tot mai mult separat de natura adamică pe care o purtăm cu noi. Biblia o numește carne. Și aceasta este încă o definiție a naturii noastre adamice, care ne face să ne comportăm la fel ca ceilalți necredincioși din lume. Dar Hristos a venit să ne elibereze de aceasta, să ne salveze de păcat și să ne facă ca pe sine însuși. Și modul în care face aceasta este prin Duhul Sfânt. În Vechiul Testament a dat oamenilor o lege și le-a spus, încercați să trăiți așa, dar nimeni n-a reușit. Au putut să țină unele porunci, dar nu pe toate. Și chiar dacă puteau să țină toate poruncile, aceasta era numai la exterior. Nu puteau să facă nimic împotriva naturii corupte din inima lor, oricât au încercat. Pavel, care era unul dintre cei mai buni oameni din Israel, un om temător de Dumnezeu, a spus că în conformitate cu neprihănirea pe care o dădea legea, era fără prihană, spune el în Filipeni 3. Asta înseamnă că, în conformitate cu cerințele exterioare ale legii, el a ținut toate poruncile. La fel ca tânărul bogat din Marcu 10, care a venit la Isus. Când Isus i-a spus să țină poruncile, el a zis că le ține pe toate, din tinerețe. Și Isus n-a spus că nu este așa. Erau mulți oameni evrei temători de Dumnezeu pe vremea Domnului Isus, care au ținut toate poruncile în exterior. Țineau legea și după cerințele legii, erau fără vină. Dar nu aveau nici măcar un atom din natura lui Dumnezeu. Era totul finisat la exterior. Isus a spus: "Voi curățați partea din afară a paharului, dar interiorul este murdar și nici nu vă pasă." Hristos a venit să curețe interiorul. Când interiorul este curat, exteriorul se curățește automat. Este ca și atunci când o boală este tratată din interior cu antibiotice. Manifestarea exterioară a acelei boli dispare oricare ar fi fost boală. Fie că este vorba despre febră sau o rană pe piele, orice ar fi. Atunci când rădăcina este tratată din interior cu antibiotic, toate simptomele dispar. Deci Isus a venit să înfingă securea la rădăcină. Asta a spus Ioan Botezătorul. N-a venit cu un foarfece pentru a tăia toate roadele rele care apăreau în viața noastră. Creștinismul multor oameni este doar tăierea cu foarfeca a roadelor rele. Să arate bine înaintea oamenilor, să se poarte într-un mod civilizat, este o mare diferență între adevăratul creștinism și civilizație. Isus nu a venit doar să ne facă oameni drăguți. El a venit să ne transforme, să ne facă ființe noi, reînnoite din interior. Nu doar delicați. Este o diferență mare între un câine care se poartă frumos, rafinat, și un copilaș care poate că nu este așa cult sau rafinat și murdărește podeaua. Este o diferență uriașă. Acel copil are potențialul de a deveni un bărbat. Câinele, oricât l-ai face de rafinat, nu va ajunge niciodată să fie o ființă umană. În același fel, vechea natură, vechiul om care este în Adam, Așa cum toți ne-am născut, orice cantitate de rafinare, de îmbunătățire culturală, nu poate niciodată schimba acea persoană într-un fiu al lui Dumnezeu. Poți încerca oricât de mult dorești și nu vei putea niciodată să transformi un câine într-o ființă umană. Poți să-l faci să se poarte bine, să asculte, dar nu va deveni o ființă umană. Poți să iei un fiu al lui Adam și să-l înveți toată știința de sub soare, să-l faci religios, orice, dar nu va deveni un fiu al lui Dumnezeu. Aceasta este o lucrare supranaturală din interior, când Dumnezeu face ca acea persoană să experimenteze o naștere spirituală în interior. Aceasta este numită poarta îngustă. Mulți oameni nu trec prin această poartă. Ei încearcă să ajungă pe calea îngustă de pe alături, sărind peste zid, cum a spus Isus în Ioan 10. Și la sfârșit vor fi descalificați, deoarece nu poți ajunge pe această cale decât prin ușă. Odată ce trec de poartă, una din alte greșeli pe care mulți creștini o fac, este că toți rămân adunați la ușă. Acolo este o mulțime mare de creștini, milioane care se adună în jurul ușii, în loc să meargă mai departe pe cale, spre destinația lor. Și aici trebuie să ne supunem Duhului Sfânt, în fiecare zi a vieții noastre. În 1 Ioan, capitolul 3, prima epistolă a lui Ioan, citim că atunci când va veni Hristos, vom fi ca El, vom ajunge la destinația noastră. Așa spune în 1 Ioan capitolul 3 versetul 2, ultima parte. Știm că atunci când el va apare, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este el. Apoi, în versetul următor spune că aceasta este nădejdea creștinilor. Deci, dacă ar fi să întreb creștinii ce nădejde au, 99% vor răspunde: Nădejdea mea este revenirea lui Hristos. Dar aceasta este numai jumătate din nădejde. Cealaltă jumătate este că atunci când va reveni, vom deveni ca el. Aceasta este foarte important. Și în versetul următor spune că oricine are de aceasta, nu numai că Hristos va reveni. Revenirea lui Hristos este o nădejde minunată. Este numită nădejdea binecuvântată. Dar mai presus de aceasta, sau inclus în aceasta, este că atunci când va reveni, vom fi ca El. Dacă ai această nădejde, ce trebuie să faci tu? Spune în 1 Ioan 3, versetul 3, că pe toată durata vieții tale te vei curăți. 1 Ioan 3, 3, așa cum Dumnezeu este curat. Mulți creștini, pentru că nu citesc Biblia cu atenție, singura curățare pe care o cunosc este că Dumnezeu îi curățește prin sângele lui Isus Hristos. Biblia vorbește despre două tipuri de curățiri. Una făcută de Dumnezeu și cealaltă pe care o facem noi înșine. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 7. Spune aici că Sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. 1 Ioan, 1 cu 9. Spune că El este credincios să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Dar 1 Ioan, 3 cu 3, vorbește despre noi curățindu-ne pe noi înșine. Citim de asemenea în 2 Corinteni 7 cu 1, unde ni se spune că, având promisiuni așa de minunate, iubiți frați, să ne curățim pe noi înșine, de orice întinăciune a cărnii și a Duhului, să ne curățăm pe noi înșine. Același lucru citim în 2 Timotei 2, versetul 21. Dacă un om se curăță pe sine însuși, va fi un vas de cinste. Deci în aceste versete pe care tocmai le-am citat, găsim două feluri de curățiri, una pe care o face Dumnezeu și una pe care trebuie să o facem noi înșine. Te poți baza pe Dumnezeu că sigur își va face partea Lui. Dacă îndeplinim condițiile, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curețe de orice nelegiuire. Ne iartă păcatele, le șterge și niciodată nu și aduce aminte de ele. Conform Evrei 8, versetul 12, și ne consideră neprihăniți prin sângele lui Hristos. Roman 5, 9. Asta înseamnă că ne declară neprihăniți. Dumnezeu face aceasta. Dar ce înseamnă să ne curățăm pe noi înșine? Aceasta este calea îngustă. Aceasta este calea sfințirii. Aceasta este calea transformării spre asemănarea cu Hristos. Și asta se face progresiv. Botezul în Duhul Sfânt. Este un moment crucial. Este ca și intrarea pe ușă. Este ceva ce trebuie reînuit tot timpul. Noi trebuie să fim umpluți cu Duhul Sfânt continuu. Efeseni 5 cu 18 vorbește acelora care sunt deja botezați în Duhul Sfânt și spune fiți plini de Duhul Sfânt sau fiți scufundați în Duhul Sfânt. Botez înseamnă scufundare. Când stăm sub cascada Duhului Sfânt care vine din cer, sunt îmbibat cu El, botezat în Duhul Sfânt. Eu trebuie să trăiesc continuu sub această cascadă pentru a experimenta această plinătate a Duhului. Și în funcție de cât crește capacitatea din inima mea, voi experimenta tot mai mult din plinătatea Duhului în viața mea și astfel să mă asemăn tot mai mult cu Hristos. Eu nu pot să mă schimb pe mine ca să mă asemăn tot mai mult cu Hristos. Este datoria Duhului Sfânt să mă facă ca Hristos, dar eu trebuie să cooperez cu El, curățindu-mă pe mine însumi. Asta înseamnă că atunci când Duhul Sfânt arată ceva în mine care nu-i place lui Hristos, eu trebuie să mă debarasez de acel lucru. Nu va face El aceasta. De exemplu, dacă te uiți la un program de televiziune care are ceva necurat în el, ceva imoral, ceva scene ce-ți pângăresc mintea. Duhul Sfânt nu va folosi telecomanda pentru a schimba canalul. Nu. El vrea ca tu să faci aceasta. El îți va spune, Hristos nu s-ar uita la așa ceva. Dar dacă tu vrei să te uiți la acel film murdar, asta depinde de tine. Dar astfel nu vei merge pe calea îngustă și nu vei deveni ca Hristos dacă continui să te uiți. Tu trebuie să folosești telecomanda pentru a schimba canalul. Acesta este doar un exemplu. Poți fi pe internet, la un computer și poți fi ispitit să intri pe un site care te provoacă sexual. Duhul Sfânt nu te va opri să dai click pentru a intra pe acel site. El îți va spune că nu trebuie să intri acolo. Te va îndemna în Duhul tău, dar tu trebuie să te cureți. Tu trebuie să refuzi să te uiți la așa ceva și să spui, Doamne, mă voi lăsa de acest obicei din viața mea. Când Duhul Sfânt vede că faci aceasta, când vede că vrei, de fapt, el te pune la încercare prin aceste. Situație ca să vadă dacă chiar vrei să fii asemenea lui Hristos sau nu. Și când vede că chiar îți dorești să devii asemenea lui Hristos, El te va transforma. Haideți să înțelegem aceasta mai clar. Să vă repet, tu nu te poți transforma pe tine să devii asemenea lui Hristos. Tu nu-ți poți crea natura divină, chiar dacă ai încerca un milion de ani. Nu poți crea nici măcar puțin din caracterul divin. Natura divină este ceva ce-ți dă Dumnezeu, ce-ți împarte Dumnezeu, ce-ți transmite Dumnezeu. Dar tu trebuie să dai la o parte blocajul de pe traseu, care îl împiedică să-ți transmită acea natură. Tu trebuie să dai la o parte orice lucru care te împiedică și care îl împiedică pe Dumnezeu să-ți dea caracterul lui. Aceasta înseamnă să ne curățăm pe noi înșine. Să dau la o parte din viața mea acel lucru care îmi spune Duhul Sfânt să-l dau la o parte, nu ceea ce spun oamenii. De aceea eu nu spun oamenilor să se lase de aceasta și de cealaltă. Eu doar le sugerez. Hei, lucrul acesta îți va face rău. Și sunt unele lucruri care iau timp unei persoane până le observă. De exemplu, eu nu port bijuterii sau podoabe, nici soția mea. Dar nu spun altei persoane să nu poarte, pentru că s-ar putea să nu aibă lumină în direcția aceasta. Pentru că acestea nu sunt în sine lucruri păcătoase. Sunt lucruri ca acestea asupra cărora o persoană are convingeri proprii, și nu-i convins să facă astfel. Pavel a spus în 1 Corinteni 6, căci chiar dacă toate lucrurile sunt îngăduite, 1 Corinteni 6 cu 12, totuși el nu le-ar face pe toate. Un om cu adevărat duhovnicesc nu se lasă doar de lucrurile păcătoase, ci se va lăsa și de unele lucruri care sunt îngăduite, dar sunt o piedică spre țelul lui. Într-un alt capitol, în capitolul 9, Pavel vorbește despre un atlet. Sunt multe lucruri îngăduite pe care un atlet poate să le mănânce, dar dacă le-ar mânca pe toate, nu va câștiga niciodată premiul. El trebuie să se disciplineze cu privire la ce mănâncă și ce nu mănâncă. Unui atlet îi poate fi îngăduit să doarmă până la ora 8 dimineața, dar dacă doarme în fiecare zi până la ora 8-9 dimineața, și nu se trezește dimineața de vreme să alerge, este puțin probabil să câștige vreo medalie. Deci sunt multe lucruri îngăduite la care un atlet renunță pentru a câștiga o medalie la Jocurile Olimpice. În același fel, când vorbim despre curățarea pe care noi trebuie să ne o facem, nu este numai renunțarea la lucrurile păcătoase, ci și la lucrurile care nu mă ajută să câștig cu una, să înaintez și să devin asemenea lui Hristos. Poate fi un lucru îngăduit, dar nu judec o persoană care face acel lucru sau folosește acel lucru. Dar eu am decis să nu fac sau să nu folosesc anumite lucruri, sau chiar să renunț la ele, pentru că vreau să îmi ating celul cât de repede. Deci când Duhul Sfânt vede că suntem serioși cu privire la aceasta, el ne va da tot mai mult din caracterul divin în ființa noastră. Și face aceasta prin transformarea modului în care gândim. Ne-am uitat la acest verset din Filipeni 2, versetul 5, unde spune Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Isus. În Romani, capitolul 12, citim aceste cuvinte cu privire la mintea noastră. Este foarte important să vedem puterea minții, rolul minții noastre în viața creștină. Roman 12, cu 2 spune Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Ci să vă prefaceți sau să fiți transformat prin înnoirea minții voastre. Deci transformarea are loc prin reînnoirea minții noastre. Asemânarea cu lumea pornește tot din mintea noastră. Ne trebuie să citim versetul cam așa. Nu gândi după cum gândește lumea, nu lăsa ca lumea să te strângă în forma ei și să te modeleze după ea. Aceasta este o parafrazare mai bună a acestui verset. Ci permite Duhului Sfânt să îți schimbe modul de a gândi, astfel încât să începi să gândești la fel cum gândește Hristos. Atunci privești la oameni, la lucruri, la circumstanțe, în felul cum Hristos se uită la ele. Deci vedem că acest lucru are loc mai întâi în mintea noastră. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt vrea să îmi schimbe modul meu de gândire, înainte de a-mi schimba caracterul. De aceea, mintea este așa de importantă. Noi trebuie să dăm libertate Duhului Sfânt să ne schimbe modul de a gândi, să ne schimbe sistemul nostru de valori. De exemplu, în lume, banii sunt considerați a fi cel mai important lucru. Împreună cu onoare, funcție, putere, popularitate, plăceri, confort, acestea sunt lucruri care sunt considerate foarte importante și de valoare. Astfel încât, unii renunță la multe lucruri pentru a le avea. Și cei mai mulți oameni își petrec întreaga viață urmărind aceste lucruri. Dar Isus Hristos nu și-a petrecut viața urmărind să aibă bani, plăceri, putere sau confort, sau facilități, sau alte lucruri asemănătoare. El și-a petrecut viața căutând să facă voia tatălui său. Și în căutarea aceasta a trebuit să renunțe la unele din aceste lucruri. Într-un loc spune că nu a avut timp nici să mănânce. Este ceva rău să mănânci? Nu. Dar el n-a avut timp pentru aceasta, pentru că era ceva mai important, ceva mai urgent, ce vroia să facă, anume să slujească oamenilor. Deci, creștinii serioși care doresc ca mintea lor să fie după asemănarea lui Hristos, vor avea un set de priorități diferite în comparație cu o persoană din lume sau cu un creștin lumesc, care încearcă să câștige cei mai buni din ambele lumi. Majoritatea creștinilor pe care i-am întâlnit încercau să câștige cei mai buni din ambele lumi. Erau cu picioarele în două bărci și astfel nu ajungeau niciodată nicăieri. O barcă merge într-o direcție, cealaltă barcă în altă direcție. Și având picioarele în ambele bărci, nu vor ajunge nicăieri pe când Isus Hristos s-a axat complet să facă voia Tatălui Său. În viața pământească a lui Isus, Tatăl ne-a arătat cum vrea El ca omul să trăiască. Când Dumnezeu l-a creat la început pe Adam, dacă vrei să știi cum a vrut El ca Adam să trăiască, aici ai răspunsul, cum a trăit Isus pe pământ. Nu-i vorba de locație, precum ar fi grădina Edenului, Nazaret sau, în cazul tău, probabil China, România, Oricare ar fi, nu contează. Locația, circumstanțele nu sunt importante. Nu se pune problema dacă călătorești cu un scooter sau cu o mașină, sau mergi pe jos ca Isus. Nu asta contează. Este vorba de sistemul de valori. Care sunt lucrurile pe care le-a prețuit Isus? Dacă Duhul Sfânt mă poate face să accept sistemul de valori al lui Isus, voi deveni un om duhovnicesc. Aceasta înseamnă să ne reînnoim mintea. Când mintea începe să gândească ca al lui Isus, valorile minții mele devin valorile pe care le-a avut Isus în viața lui. Și astfel, devin treptat ca el. În același fel, lumea este și ea în minte. Mulți dintre creștini cred că a fi lumesc se referă doar la modul cum te îmbraci. O femeie se poate îmbrăca foarte nepotrivit, dar lumea nu este în fusta ei, ci în mintea ei. Este modul ei de a gândi, pe care îl are în minte, care o face să se îmbrace fără rușine și sfială. Îi poți schimba fusta ei, dar nu o poți opri să fie lumească, așa pur și simplu. Nu. Poți îmbrăca un câine într-un costum cu cravată, dar tot câine rămâne. Nu îl schimbă cu nimic. Poți să constrângi o femeie să se îmbrace modest, dar nu se schimbă modul ei de a gândi. Lumea este în mintea ei. La fel ca sfințirea, începe din minte. Deci este foarte important pentru noi să înțelegem aceasta. Apoi ne vom deschide ființa și mintea în special pentru a permite Duhului Sfânt, prin cuvântul lui Dumnezeu cel citim, să ne arate caracterul lui Dumnezeu și să ne ajute să ne asemănăm lui. Aceasta ar trebui să fie ținta noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze.